Dragii moșului, bună seara, bună seara, bine ați revenit în umila mea casă, aici la Gura Sobei, unde ne bucurăm în fiecare seară de câte o poveste. Povești magice, povești ale copilăriei, povești clasice, povești de iarnă, toate poveștile pe care le-ați îndrăgit și pe care le veți îndrăgi de acum înainte, le veți avea și le veți afla aici, la Gura Sobei. Asta dacă nu reușește cumva motanul nostru din această seară să dărâme inclusiv pradul peste el. Că așa se aude în spatele lui. Pradul troznește și face tros-trosc. Cine știe, o să-l vedem dacă va veni până la urmă peste noi, dar asta este. Bună seara, motane! Vă întrebați probabil ce caută un motan alături de Moș Crăciun, în condițiile în care el citește povești. V-ați prins imediat. Știam eu că sunteți copii isteți. Într-adevăr, în seara asta vom citi o poveste clasică, o poveste foarte frumoasă. Ea se numește Motanul Încălțat. Era să zic descălțat, dar e încălțat, că și-a luat cizmele cu el, bineînțeles. Motanul Încălțat, în seara asta, povești la Gura Sobei. El este motanul, despre el este vorba. Haideți să vedem cum se întâmplă totul în povestea noastră. Mi-o place foarte mult povestea și sper să vă placă și vouă, dragii moșuri. Ei bine, ca orice poveste frumoasă și clasică, începe cu a fost odată ca niciodată. Un morar care, înainte să moară, îi lăsă moștenire fiului său cel mare, moara celui mijlociu, îi lăsă măgarul pe care l-avea, iar celui mic nu i-a mai rămas decât un motan. Dar nu era un motan ca toți ceilalți. După cum îl vedeți, este un motan special, un motan magic. Dar o să aflăm în povestea noastră de ce era atât de magic. E bine, cum motanul nostru dorea să-și ajute stăpânul, a plecat la vânătoare și a vânat două, nu căprioare, ci potârnichi, pe care le-a dus în dar regelui, spunându-i: Majestate, stăpânul meu, marchizul de Carabas, m-a trimis să vă aduc acest umil dar. Văzând acestea, regele a rămas un pic uimit, însă a trecut cu vederea. Într-o zi, pe când regele se duse la plimbare, cu fiica sa, bineînțeles, motanul îi spuse stăpânului său să intre în apă. După ce acesta a intrat în apă, motanul a ascuns hainele băiatului și când trăsura regelui trecu pe acolo, motanul a început să strige: Ajutor! Ajutor! Stăpânul meu, marchizul de Caraba, se neacă! Nu l-a auzit nimeni. Strigă din nou: Ajutor! Ajutor! Stăpânul meu, marchizul de Caraba, se neacă! Regele, auzind asta, ordonă ca tânărul să fie scos din apă. În timpul acesta, motanul îi povesti majestății sale cum niște bandiți l-au jefuit și l-au aruncat în râu pe marchizul de Carabas. Regele porunci atunci să-i se aducă haine tânărului, haine potrivite ragmului pe care îl are. Prințesa, văzând ce chipeș era acesta, se îndrăgosti de el pe loc. Ho, ho, ho! Năzdrăvan motan! Tânărul urcă în trăsura regală. În timpul acesta, motanul alergă iute și le porunci țăranilor pe care îi întâlnea pe câmp: Dacă nu-i veți spune regelui că terenurile acestea sunt ale marchizului de Carabas, va fi vai și amar de voi. Și bieții țărani făcură precum li se spusese. N-aveau să iasă din vorba lui. Într-un final, motanul nostru ajunse la castelul stăpânului adevărat al tuturor terenurilor acelea
și al castelului în care se afla, iar acest stăpân era de fapt un vrăjitor. Un mare vrăjitor. Mi s-a spus, zise motanul, că poți lua înfățișarea oricărui animal. Așa este, îi spuse vrăjitorul și își demonstră, transformându-se pe loc într-un leu feroce. Wow, wow. Te-ai speriat, nu? Eram sigur, da. Lasă, că o să-ți treacă repede. Asta este ușor, râse motanul. Dar sunt sigur, sunt sigur că nu te poți transforma într-un animal mic, ca de exemplu într-un șoricel. Și vrăjitorul se preschimbă într-un șoricel pe care motanul nostru îl prinse și îl și mâncă. Așa, a fost bun? A fost bun. Chiar atunci sosiră la palat regele și toți ceilalți din alaiul lui regal. Fiți bineveniți în castelul marchizului de Carabas, le ură motanul. Toți servitorii regelui se înclinară în fața acestui stăpân al castelului care era marchizul de Carabas. Nu le venea să creadă ce frumusețe de castel. Regele, încântat de ceea ce vedea, se gândi că tânărul marchiz ar fi un bun soț pentru fiica sa. Cred și eu. Orice tată s-ar fi gândit la asta. Ei, prințesa și marchizul de Carabas s-au căsătorit într-un final și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Și toate astea au fost posibile datorită inteligenței motanului încălțat, care nu mai fu nevoit să muncească niciodată de atunci încolo. Ei, și-am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa. Ți-a plăcut, motane, nu? E povestea ta, normal. Și copiilor le-a plăcut, cu siguranță. Dragii moșului, mă bucur că și în seara asta ați venit la povești la gura sobei. Nu uitați că vă aștept din nou cu o nouă poveste, la noi aventuri pe care să vi le povestesc și în care să intrați voi cu imaginația voastră. Dar până atunci, moșul vă iubește. Toate cele bune și să ne vedem cu bine. Ho, ho, ho! Rămâneți cu bine, dragii mei! Ho, 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 ho!